Numele meu este Beatrice. O parte din voi se poate să mă cunoașteți deja de pe pagina de Instagram a asociației. Sunt membra a asociației Drama și astăzi sunt moderatoarea Q&A-ului cu Norbert Fodor, care se întâmplă să fie și verișorul meu. Puțin despre Q&A-ul de astăzi. Norbert este DOP și regizor, printre multe altele, și lucrează în industria filmului în România. Și împreună cu el, astăzi vom învăța puțin despre cum transformăm cuvântul scris în imagine și ne vom axa în principal pe scurtmetraje, pentru că, bineînțeles, noi ne dorim să vă oferim cât mai multe resurse și cât mai mult ajutor în realizarea filmelor voastre de scurtmetraj pentru concursul nostru de scurtmetraje, care, apropo, urmează să se încheie foarte curând. Înscrierile sunt deschise până pe 31 iulie, deci dacă vă gândiți să vă înscrieți, puneți-vă pe treabă. Avem foarte multe resurse pe pagina noastră de Instagram. Urmează foarte, foarte curând să fie live pe YouTube și un workshop pe care l-am făcut de curând cu oameni din industrie, de unde puteți învăța foarte multe. Așa că stați cu ochii pe pagină și da, dacă aveți întrebări, dacă vă putem ajuta în vreun fel, nu ezitați să ne scrieți. Ciao, mă auzi bine? Da, eu te aud perfect. Mai în primul rând vreau să-ți mulțumim foarte, 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 foarte mult pentru timpul acordat. Apreciem foarte mult și sper că și tinerii care ne urmăresc astăzi să poată să ia ceva din discuția noastră de astăzi. Tu ce faci? Cum ești în primul rând? Printre proiecte, printre... E așa peak season de muncă și na, încerc să le fac pe toate bine, știi? Și să-mi dozez energia. Așa e. Da. Dar mi-am dorit să fac asta. E foarte important, adică a fost foarte importantă invitația ta, pentru că am fost și eu în punctul ăla unde mi-am dorit foarte mult să fac parte în industria asta și am avut așa un traseu destul de dificil, pot să zic. Așa că am și câteva shortcut-uri destul de folositoare pentru cei ce își doresc să facă parte în industrie. De asta am și acceptat și mi se părea util încă din primul moment să avem discuția asta. Da. Chiar și dacă o persoană care vrea să facă asta, știi, vede, poate fi așa, inspirational, cum eu nu am avut în parcursul, zic așa, dorinței și încercării de a merge în traseul ăsta de filmmaking. Da. Da, da, e foarte adevărat. Cred că contează foarte mult pentru noi să, în momentul în care ajungem la anumite, cum să spun eu, nivele sau nu știu cum se spun, că nu vreau să sune ca și când e un joc, dar în momentul în care ajungi să depășești niște bariere sau niște stadii. Niște landmark-uri așa în viață. Da, exact, exact. Spune-ne puțin despre tine și despre cum ai început tu pe drumul în această industrie a filmului. Păi asta cu filmul a fost ceva ce mi-am dorit încă de mic, nu știu, aveam sub 10 ani, adică eram super fascinat de camera de filmat, care se filmau zile de naștere sau tot fel de evenimente din astea la care participam și eu cu părinții. Și niciodată n-am avut posibilitatea să pun mâna pe o cameră, nimeni nu mi-o dădea, că era prea mic. Și probabil asta a fost un teasing de ajuns de bun încât să reziste și să se dezvolte în timp. Când am pus mâna pe cameră, a fost destul de târziu, undeva pe la 14 ani. Primisem ce puteam atunci să fac rost, un mini DV, era o casetă, o cameră cu casetă. Și atunci, practic, am început să-mi fac niște filmulețe de ale mele, dar era o cameră împrumutată și pe aia cât am avut-o. Și de fiecare dată când primeam o cameră împrumutată, făceam un film cu, cu tot fel de prieteni. După aia când mi-era luată camera, știu cum am pus la un moment dat deoparte bani să-mi iau un webcam și făceam stop motion cu Lego, că întotdeauna am fost un Lego fan. Da. Făceam super filme, gen de 10 minute, lucram la ele săptămâni, nu știu, am ajuns la o lună la un moment dat să lucrez. Da, deci cumva a persistat, o chestie ce în timp a fost. Nu era foarte intensă, dar era consistentă, știi? Da. Și asta a și fost până în punctul în care, na,
am trecut de liceu și am zis asta e, adică altceva oricum nu știu să fac, pot să fiu ceva cărător sau sau gen să mă duc în filmmaking să fac orice se poate. Da. Da. Dar na, știi cum e, adică filmul, adică e important să cumva să știi dacă ți se pare super ofertant traseul ăsta cu filmmaking, e că tuturor, toți sunt super fani ai filmului, în general, și lumea iubește o poveste. Și filmul e o convenție sau un set de convenții care funcționează foarte bine, însă când ajungi să faci, să-l creezi, îți dai seama că te lovești așa de un set de complexități enorme, care poate fi un big turn-off foarte mare, încât să te îndepărteze. Adică ideea asta de a face film, de a vedea un film, e foarte diferită de a face un film. Și Da. cumva, cum ajungi să îți placă să faci film, având în vedere dificultatea, acolo e efortul pe care tu trebuie să-l depui și disciplina pe care trebuie să o depui și să perseverezi și să te chinui și să nu renunți în traseul ăla de a ajunge să faci aia. Da. Adică cumva toate sunt împotriva ta. Da. Și ce e important de știut, cred, e că nu există o cale să ajungi să lucrezi în filmmaking, orice ai vrea să fii, dacă vrei să fii regizor sau DP sau chiar și editor sau toate astea main jobs, degeaba ești skilled, degeaba ai o pregătire în domeniu, nu este îndeajuns încât să intri. Și de fapt, acolo apare frustrarea că sunt foarte mulți oameni pregătiți, foarte talentați și șmecheri și inovatori și frustrați din cauza că nu pot să intre să lucreze în industrie. Și cumva acolo e o chestie de atitudine pe care trebuie să ți-o creezi, să te forțezi să fii un să începi să nu te mai frustrezi atât de mult, să încerci social să fii cât mai deschis și să încerci să plantezi cât mai mult și să-ți cumva să-ți manifesti în cuvinte dorința de a lucra. Că Da. mie mi s-a părut important asta, să le spun oamenilor, uite, eu asta vreau să fac. Și cumva asta s-a manifestat în realitate. Așa am ajuns la cineva, la momentul ăla în care zic, a, da, ce tare, păi hai acolo. Nu le-am zis doar prietenilor mei, uite, eu chiar vreau să fac film, știi? Și tot timpul am încercat să manifest chestia asta, să o spun. Dar există și posibilitatea ca mulți oameni, adică sunt foarte mulți introvertiți și poate cu nu așa bune skill-uri sociale, dar foarte talentați. Și eu cumva m-am simțit tot timpul introvertit și cumva cu o dificultate de a ieși din bula aia, știi, și de a mă Da. vinde și de a fi, cum se zice, pe interes. Și nu m-am identificat niciodată cu asta și în continuare nu mă identific, dar cred că e ceva, să zic așa, ceva în disciplina internă pe care trebuie să ți-o propui în a rămâne cumva true to yourself și în același timp în a propune niște lucruri sincere care pot să aducă ceva nou acelei idei. Adică te poți să te confrunți cu un proiect sau cu o sămânță de proiect sau și să-l propui constant, uite, cum ar fi să facem așa, cum ar fi să facem așa, fără să te reții, știi? Și cumva cred Da. că asta e modalitatea în care poți să ajungi în industrie. Nu să zici, hai că te rezolvi, frate, știi? Nu cred că ai atitudinea și nu te duce foarte departe. Da. Dar să fii corect față de tine, în primul rând, și să perseverezi, că it's gonna be hard anyways, adică Da. în continuare e și that's how it is. Dacă struggle is the norm, știi? Da, Dacă absolut. struggle is the norm, punctul de la care plecăm, atunci ce poți face mai departe? Și știi la ce să te aștepți dacă pornești cu ideea asta? Adică nu te aștepți Da. să fie ușor, nu te aștepți, adică știi exact unde ai început și de acolo, cum ai spus și tu, poți să vezi ce poți să faci mai departe. Da. Și în câteva cuvinte, care a fost, după ce ai terminat liceul, care a fost traiectoria ta până să ajungi să lucrezi în industrie? lungă. Eu nici nu știam că există facultate de film, sincer, am destul așa in my own bubble.
Asta undeva în timpul liceului. Foarte târziu am aflat, undeva prin clasa, la sfârșitul clasei 11 sau ceva de genul, dacă mă amintesc bine. Și am găsit facultățile astea main, mă rog, care meritau, sau așa se vorbea că asta merită, adică Cluj sau București. Și cumva mi s-a părut mai interesant Clujul, pentru că era un oraș pe care îl cunoșteam cât de cât. Și m-am decis, am zis, mă duc la Cluj, mi se pare mai cool. Bucureștiul mi-era cumva înfricoșător, așa, mare și necunoscut. Și am aplicat la facultatea asta, la Facultatea de Teatru și Film din Cluj, de la UBB, Babeș-Bolyai, universitatea, și, mă rog, am fost admis. Și cel mai important în facultate n-a fost ce am învățat acolo, ci oamenii cu care am învățat împreună să facem filme foarte proaste, dar am învățat cumva pentru prima oară în viață, să fac parte dintr-o echipă care are același purpose, adică să facem un film, știi? Și multe certuri, multe bătălii pe orgoliu și așa mai departe, dar ideea e că așa am învățat, știi, step by step, practic să ajungem mai aproape de ce ar însemna să fiu un profesionist. Dar după facultate eram așa half-baked, adică aveam niște idei despre ce aș vrea să fac, cumva regie sau imagine, că nu mi-era foarte clar. Facultatea asta ne-a pregătit să fim într-un fel ambele. Dar am dat un master în film documentar, că mi se părea asta ceva ce ar putea să fie, să le combine, știi, să fac și regie și imagine. Pentru documentare, zici tu. Da, pe documentar. Că mi se părea că pot să păstrez interacțiunea aia cu subiectul, care e și realitate, dar pot să introduc elemente ficționale. Și cumva, cred că a fost o decizie foarte bună la momentul ăla, decât să mă limitez să mă duc într-o zonă. Și după facultate, practic, s-au întâmplat destul de multe. A fost o perioadă destul de. Am suferit destul de mult după ce am terminat masterul, pentru că nu s-a întâmplat nimic pe partea profesională. Adică nu am intrat în industrie, am încercat foarte mult, m-am frustrat foarte mult, dar am persistat. Știi? De ce ziceam mai devreme că. Știam că, băi, na, adică asta este și gen o să mor încercând chestia asta, gen dacă nu o să-mi iasă, o să mor și aia, măcar am murit pentru ce mi-am dorit, știi? Chiar m-am dus pe asta, fully, adică nu mi-am articulat-o foarte mult, eram asta e, gen, Julie, o să mă duc să lucrez la Lidl dacă nu. Altceva nu, chiar nu am în cap. Și am reușit să fac niște scurtmetraje între timp, ceea ce a fost super tare pentru că au fost așa niște proiecte post-facultate care au devenit dintr-o dată mult mai veridice și am început să lucrez cu oameni care erau din afara facultății și mi-am dat seama, făcând filmele alea, că sunt în stare să spun o poveste, pot să comunic cu oamenii, m-am maturizat între timp, însă pe partea de industrie și de earning a living, să faci bani din asta, nu a funcționat. A fost la fel de frustrant, dar așa, pe scurt, într-un bun final, am plecat din țară pentru câțiva ani, ca să îmi dau seama că, sau să-mi dovedesc cumva că pot să lucrez, că în străinătate pot să lucrez și că nu-i vina mea. Adică nu se poate să caut de muncă 3-4 ani și să nu reușesc să intru pe niciun fel de bandă din asta industrială de muncă și că de fapt poate vina nu este a mea, știi? Ceea ce a fost adevărat, vina era la mine pentru că am mers în străinătate și am lucrat în industria de film pretty easily. Și era mai degrabă o chestie de cum sunt oamenii, cum sunt în cazul ăsta românii, cum au fost și ce atitudine au față de oamenii pe care nu-i cunosc, știi? Dar a funcționat mai bine. Și de când m-am întors din țară, din 2019, lucrez destul de constant, pretty much, făcând foarte multe lucruri, dar printre care și regie. Super. Așa, pe scurt. Pe scurt, mersi. Cred că e foarte de mare ajutor ca tinerii să audă cumva care a fost traiectoria ta. Tocmai în ideea asta că te încurajează să nu ai impresia că există o singură rută
sau o singură variantă și că poate într-adevăr să dureze mai mult decât te aștepți tu să ajungi într-un anumit punct. Nu, e struggle, e 95%. Asta e, Da. trebuie să fie clar. Adică Și dacă ești dispus, perseverența. da, dacă ești dispus să faci asta, cred că lucrurile pot să se genereze, să se nască, știi, în direcția în care îți dorești. Și acum vreau să discutăm puțin mai exact apropo de film. Acum câteva săptămâni, o colegă de-a mea a discutat cu Marcel Durean despre cum transformă o idee într-un scenariu. Și acum vreau să te întreb pe tine, odată ce ai scenariu, care ar fi următorii pași în a-l transforma în imagine, în a-l face într-un film? Probabil că depinde și în ce stadiu profesional ești cu el, dar așa, la un nivel La nivel de bază, să simplu, zicem. la nivel Da, de, exact. la un nivel simplu, dacă ai un scenariu terminat, înseamnă că tu deja știi destul de bine ce se întâmplă în filmul ăla. Mai departe Da. de scenariu, deja ai plecat de la sămânța ideii, ai dezvoltat-o în niște concepte, știi, deja l-ai și văzut într-o oarecare formă, ai văzut cadrele. Poate nu spuse la punct, dar știi. Poate ai plecat de la niște imagini, poate de la niște emoții, dar oricum s-au dus într-o zonă din asta stilistică care trece mai departe de text. Adică poate să fie o chestie senzorială. Deja ai niște imagini în cap, ai niște sunete, niște emoții și mai departe. Următorul pas, așa mai realist vorbind, ar fi să faci rost de niște bani sau de niște echipament. Orice ar însemna asta. Dacă nu ai bani, poți să faci rost de niște echipament, că e destul de accesibil azi, și de niște actori, în principiu, și dacă nu ai oameni care să te ajute să faci filmul ăsta, poți să-l faci și singur, 100% poți să-l faci și singur. Important e să-l faci. Adică, cel mai important e să-l faci by any means, nu contează cum, e să-l faci. Și îți amintești asta, în orice problemă treci, e ok, what's my target? Trebuie să fac filmul ăsta, știi? Da. Da. Am Dacă înțeles. ești într-o fază mai avansată, lucrurile cumva intră pe niște segmente foarte clare, niște palete, așa ca niște note de pian și începi să știi că ok, dacă ai niște bani, aduci niște oameni în proiect, începi să faci casting de actori, încep să vezi locații de filmare, și se tot extinde, se duce în echipament, se duce. Dar la bază, important este să faci filmul ăla, știi? Și eu o iau cumva cu accentul pus pe faptul că ești tânăr și vrei să faci un prim film. Da, Adică cumva din absolut. direcția asta văd problema Exact. sau situația. Da. Exact. Și acum vreau să te întreb dacă ai putea să ne spui mai exact ce face un regizor de film și De film. dacă ai niște do's and don'ts pentru participanții noștri care poate acum ei fac un prim film, să zicem, și pentru prima dată când regizează niște actori, să zicem. O să iau din direcția în care, dacă ești un regizor la un prim film, probabil e și scris de tine scenariul. Da, De exact. obicei așa se întâmplă. Da. Și e cumva des întâlnită situația asta, mai ales în Europa, de regizori, scenariști. Și e foarte ok să faci asta. Don't take it wrong. Dacă ai scris scenariul cu un prieten, e foarte bine, și îl faceți împreună, again, e foarte bine, puteți să creați o chimie din asta de a fi amândoi regizori. Dacă ești singur, să fii regizor înseamnă practic să-i aduni pe toți la un loc și să le zici ce bună e ideea ta și să o pui în practică. Chiar dacă nu e, trebuie să, dacă tu simți că este, gen, ăla e singurul adevăr. Trebuie să-i convingi pe toți că ideea ta chiar este bună, fără să-i minți, știi? Asta rămâne până la sfârșitul carierei Valabil. adevărate, știi? Și să faci rost de toate resursele pe care nu le ai și de care n-ai cum să faci rost și să faci filmul. Asta, practic, face un regizor constant, știi? Adună din de peste tot resurse la care nu are acces și cumva le face să se întâmple. Deci nu cred că există o cale sau o descriere exactă, dar Da. aș vedea așa ca pe un fel de descriere mai idealistă că face imposibilul să se întâmple, știi? Da, ca un fel de
Ca un fel de dirijor într-un fel. Adică Da, aduce practic, exact. nu, un grup de oameni împreună ca să iasă un produs finit, frumos, frumos, valoros la final. Da, asta ar fi, cred că, o descriere mai sinceră, mai Da. departe de artist și de geniu și așa mai Da. departe. Am înțeles. Și din punct de vedere tehnic, acum tinerii care se gândesc sau care vor să participe la concursul nostru de scurtmetraje sunt foarte la început, poate pentru ei prima încercare, primul film, prima chestie. Și noi îi încurajăm să se înscrie indiferent de resursele pe care le au, mai ales din punct de vedere tehnic. Inclusiv, de exemplu, dacă singura chestie de filmat pe care au e un telefon, like a smartphone, that's okay. Și mă întrebam, acum ai menționat chestia asta la un moment dat un pic, dar mă întrebam dacă poți să dezvolți un pic pentru primele tale filme, chiar primele, înainte să mergi la facultate, ce fel de echipament ai folosit și cam care a fost A fost procesul? echipamentul pe care am putut să-l obțin. Și cam ăsta e principiul pe care ar trebui să meargă și alți, știi? E un smartphone, evident că ăsta e cel mai la îndemână azi Da. și e cea mai bună cameră aia pe care o ai, știi? E Da. a saying in the industry. Chiar este, adică e o cameră foarte bună față de ce aveam noi când eu Da. eram, nu știu, aveam 14-15 ani. E super tare. Da. Și e ok. E important cumva de reținut că echipamentul nu o să spună niciodată povestea, regizorul și scenariul o să reușească să spună povestea prin ce filmează și cum filmează și calitatea imaginii este ceva ce e ca un palton mișto, dar cum ești tu ca persoană e de fapt povestea, știi? Adică Da. poți să îmbraci, să arate mai bine dacă la bază nu e o poveste. Da, deci ideea este să nu te blochezi în echipament, filmează cu ce ai și mai degrabă focusează-te să spui o poveste care ți-e mai sinceră, și care e mai aproape de tine și care poate fi o poveste personală și pe care să o dezvolți cum vrei tu și să adaugi și să pui câtă magie vrei în ea. Da. Aș vrea să te mai întreb o chestie. Nouă, de exemplu, ca actori, cel puțin aici, cumva la facultatea unde am fost, noi am fost încurajați foarte mult să fim și producători, deci să ne facem propria muncă. Și cumva, întotdeauna sfatul era, dacă vrei să scrii un proiect sau o piesă de teatru sau orice ar fi, write about what you know. Și ai menționat chestia asta și vreau să întreb dacă ești de acord cu mine că, în special când vine vorba de un prim film, cel mai bun loc de pornire e o poveste personală pe care o cunoști foarte bine și despre care știi foarte mult. Că ți-e mult mai ușor să scrii despre subiectul ăsta, nu trebuie să petreci foarte mult timp făcând research sau, știu eu, încercând să creezi o lume pe care poate nu o înțelegi. Clar, eu nici nu cred că un film poate să fie atât de bun cât timp nu e personal. Adică la un nivel chiar și nu știu, poți imagina un science fiction e într-o notă, are o componentă importantă care e personală regizorului, cu excepția unor filme de Hollywood care fac parte dintr-un alt tip de industrie, dar eu mă refer aici mai mult la industria de film europeană, Da. care nu e atât de mult în zona de commercial. Nu atât Da. de mult, Da. există o branșă care merge în direcția aia, dar tinde să fie mai degrabă să fie povești personale. Da, nu cred că există o altă cale. Dar partea asta de care spuneai tu de producție e vitală și se referă la faptul de resource management și să-ți adune resursele din nimic, știi? Da. Ideea e că partea asta vizionară, adică cred că un regizor nu poate fi doar, e compus din două părți care cumva se uită în două direcții opuse, adică una dintre ele este artistul și cel care cumva se conectează în eter, în ceva ce e deasupra realității și ceva cu care rezonează la un nivel universal prin povestea pe care o spune, însă cealaltă parte, celălalt picior e pe pământ. Aici, în realitate, ceea ce înseamnă că trebuie să dai telefoanele alea și trebuie să
cari luminile alea și să transpiri și să te enervezi și să nu te enervezi și să ții calmul și să faci rost de resurse, știi? Și cumva e spiritul tău e împărțit în două direcții care sunt foarte greu de ținut la un loc și de stabilizat. Și cumva ăsta e un challenge cu care constant te confrunți, dar odată ce începi să ți le stabilizezi și asta e o chestie de ce vine în timp și în experiență, cred că poți să atingi un fel de zen al regiei, știi? Cumva asta, important e să, cred că ca part, din partea asta reală, stresul să fie ceva care e binevenit, știi, în viața ta. Trebuie să-l iei așa, embrace the stress, știi? Și să o iei ca pe ceva productiv, ceva care îți generează productivitate. Să-ți schimbi cumva poziția ta față de stres. Da, să schimbi exact. Să schimbi atitudinea față de stres. Pentru că toată lumea o să încearcă să te convingă că ideea ta nu e bună și tu trebuie să le spui frumos că nu au dreptate și ei chiar să te creadă. Da. Ok, o ultimă chestie. Dacă ai vreun sfat sau vreun orice ce ai vrea să împărtășești cu tinerii care vizionează live-ul ăsta. Băi, cel mai important, da, e o chestie care o mai tot spun oamenilor că mi se pare că eu n-am avut șansa să o aud cumva și sper că e utilă, dar și e mai generală decât regia. Orice vrea să faci în viață, e important să persiști și să încerci. Adică nu te lăsa. Dacă vrei să faci un film, sună-l pe omul ăla care te poate ajuta, sună-l de 5 ori, explică-i de 5 ori ca a 5-a oară să înțeleagă. Chiar dacă te simți prost, că trebuie să insiști, fă asta, pentru că, adică trebuie să te educi să persiști și să insiști chiar la un nivel în care o să te simți că ești nesimțit sau nesimțită, dar e cumva singura cale prin care poți să-i faci pe unii oameni să înțeleagă că chiar îți dorești chestia aia, știi? Nu o să fie de ajuns să le zici, băi, eu chiar îmi doresc asta. Nu o să fie de ajuns. Trebuie să îi tot stresezi până o să zică da. Și cumva asta e o chestie, e o educație pe care trebuie să ți-o propui și să mergi cu ea în față. Și asta o să-ți aducă și puterea cumva față de sine și să nu te mai lași convins de toată lumea că ideea ta nu e bună. Ideea ta e cea mai bună pentru că e ideea ta și you just have to go on și nu mai asculta de nimeni. Până la urmă. Dar important e să nu asculti de nimeni. Asta e. Da. Chiar nu trebuie să asculti de nimeni. Gen, nu se poate ca cineva să zică, să-ți intre peste ideea ta, să zică că e mai bună. Asta e, oamenii nu-și dau seama ce fac. Da. Oamenii cumva distrug ideile fără să-și dea seama. Nu au această sensibilitate sau, nu știu, frustrare. Sunt diferite forțe. Dar important e să fii independent și să nu-ți pese de nimeni. Și să faci ce îți dorești. Și persiști și insiști. Și hello, eu sunt, mai știi, am nevoie de mașina aia de fum. Da, tot eu, îmi pare rău. Și la un moment dat zic că iau, frate, știi? Pe bune, asta e metoda. Da. Asta ar fi sfatul pe scurt. Sfatul, da. Mulțumesc foarte mult. Sunt convinsă că or să fie niște takeaways din conversația asta. Hope so. Absolut. Și cum ai spus și tu, și speranța noastră e aceeași cu tot ce facem noi. Că dacă și o persoană, o singură persoană își schimbă parcursul sau învață ceva sau beneficiază cumva din ceea ce facem noi, e de ajuns. Până la urmă ai schimbat un parcurs, o viață, un drum. The struggle is real. Da, gen, take it as the norm și gen, dă-i. Da. Ok, that's it. Yes. Mulțumesc tare, tare mult. Mersi și eu. Multă baftă cu toate proiectele la care lucrez acum. Mersi frumos. Și baftă cu interviurile. Mersi, mulțumim frumos. Pa, pa. Ciao.